Salut, bine v-am regăsit la episodul 2 cu Cristi Popescu Gamer. Nu uitați să dați subscribe, like, share. Dacă nu le dați pe toate 3, mai bine deloc. Mersi mult oricum. La 30.000 de subscriberi mă rad în cap. Acest episod este sponsorizat de șăpcile Nike. Comentariul câștigător din episodul trecut este Victor Drăgan. Ce mi-ar plăcea să știe și bunicul meu să se joace pe PlayStation. Felicitări, Victor Drăgan, ai câștigat. O să te caut eu să-ți dau premiu. Spargem iar geamul. Îmi place să sparg geamuri. Cufăr nedeschis. Paturi nefăcute. Ce urât. Și cafea vărsată. Cineva a băut în casa asta. Deschidem ușa. Opa, și se apropie gazul. Hai să luăm Land Rover-ul. Să fiu sincer cu voi, nu-mi place culoarea asta pentru Land Rover. Mie îmi place mai mult în crem, dar n-au pe harta asta. Ok, plecăm cu Land Rover-ul ca să scăpăm de gaz. Mișcare clasică în jocul Warzone. Toată lumea știe. Și acum i-am lăsat să creadă că eu sunt în mașină, dar de fapt am sărit. Elicopter. Am tras în elicopter. A fost o idee foarte bună, după cum se poate vedea. Ia să vedem, fix în bazin mea, da? Cum, da. Dar nicio problemă, suntem în Gulag. Din nou în Gulag. De data asta stăm liniștiți, poate nu ne observă nimeni. Ia să vedem. N-am oponenți. Aburi, din nou aburi. Și să vă arăt cum se face în Gulag. Asta e dușmanul? Cred că asta e dușmanul. Uite ce-mi fofolit e. L-am îmbrăcat bunicâsa. Arma mea favorită din Gulag. Fiți atenți aici. Mergem cu... Așa. Așa se face. Așa se face în Gulag. Și acum voi fi redeployat. Am dezblocat și șarpele de desert. Este un joc foarte bun până acum, chiar dacă am decedat un pic mai devreme. O aterizare ca la carte, am spart și geamul. Intrăm prin E-fracție. Iarăși paturi nefăcute, cum ne-am obișnuit. Pușcă. Spargem geamul. Azbest. Acoperiș din azbest care e cancerigen. Știm foarte bine, dar se pare că nu le pasă. Am mai învățat lecția, nu o să mai trag în elicopter. O să căutăm dușman pe deștri, adică pe jos. Mașina arsă. Ok. O altă strategie. Acum o să flanchez din spate dușmanii de pe stânci. O să-i flanchez. Survolăm zona. Nimic interesant. Iar așa acoperiș de azbest foarte cancerigen. Mare atenție să nu călcați pe el. Tărăboanță. Ia uite-l. Și foarte frumos. Am ales să nu trag la bazin de data asta. Am tras direct la plexus solar, care e următorul nivel după bazin, se trage la plexus solar. Bun, avem pușcă, avem foarte multe puști de ales aici, 3 puști mai exact, cu a mea 4. Este abundență de puști. Hai să luăm camionul. Răsaduri. Ar putea fi aici ceva? Nu. Dar se aud bubuituri în depărtare. Urcăm pe scară să avem o vedere cât mai amplă. Ne uităm și cu vederea periferică. Foarte importantă vederea periferică în jocul ăsta. Dacă n-ai vedere periferică, poți fi surprins. Eu acum mă uit cu vederea periferică. Un om care n-a reușit să-și termine casa aici, acoperișul, iarăși bolțarii lui Buhnici, foarte buni.
Hai să luăm motostivitorul sau mai degrabă camionul. Am văzut alți băieți care merg cu camionul. Trebuie să apăs pe pătrățel să urc în camion. Se pare că e defect camionul ăsta, care e mai mult un tractor. Ne adăpostim, se aud focuri. Ne vine drop. Drop de loadout. Ia uite, a căzut loadout-ul. Mergem spre loadout să vedem ce puși sunt acolo. Știu foarte bine ce puși sunt pentru că eu mi-am făcut deja loadout-ul. Nu o să intru în casa asta, merg direct la hopa, Land Rover în mișcare și o să... a venit el la... să-și ia... să ia, mă. Măcar i-am stricat mașina, chiar dacă m-am omorât. I-am mai dat un pic în parbriz. Să vedem cine îți mai asigură ție. Tensiune, tensiune. E pe aici undeva, ia uite-l. Ah, sniper verzui. Așa cred și eu, cu sniper verzui oricine poate. Dar un loc bun, un loc bun. A fost un joc în care nu m-am pus, sincer să fiu. Puteam să scot mai bine. Rank up, 38. Schelet, am luat și schelet. Bun. Să mai încercăm un un solo. Asta sunt eu. Cu șapcă. Aici șapca e întoarsă, acum eu o port normal, pentru că sunt sponsorizat de Nike. Asta, pușca asta face parte din loadout-ul meu, despre care o să vorbesc probabil în un alt episod. Este o pușcă cu o lunetă lungă și cu trăgaci. Aici ne încălzim un pic. În meciurile de încălzire ia să mergem cu trașcaleta. Dușmanul, bum! Așa se face. Am fost huidu în această încălzire. Să mai încercăm? Nu. Nu ne-a ieșit acum. Ați văzut? Chiar și mașina tot la bază trage omul. Foarte mulți nobs. Foarte mulți. Cred că asta mă deranjează mai mult în jocul ăsta, că uneori e prea ușor. Cu atâția nobs. Și am încercat să sar de pe un bloc pe altul. N-am reușit, dar important e să îți dorești. Scut. Yes. Pași. Pași, frate, stai un pic. Că s-au auzit pași. Wow. Pușcă roșie. Grenadă cu decoy. Care dai, mă? Hai să ne răzbunăm. Știu exact unde a tras. Aici. Foarte frumoase finisaje din lemn. Este lambriu laminat. Destul de scump ajunge metru pătrat. Nu e aici, perfect. Opa. Pași. Dușmanul e aici. Se apropie dușmanul. L-am auzit. Auzi. Pregătim lovitura la bazin. Cam acolo ar fi bazinul. Ah! Să dăm o grenadă mai bine. A dat și el. Am dat și eu. Am văzut lumina.
Da. A intrat prin alunecare. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Gulag. Favoritul meu, Gulag. Cine n-a fost de 11 ori în Gulag, nu știe cum e. O să mă lupt cu... Cioc, cioc. Cioc, cioc, 13, ba nu, ăsta e acum. Hai, țineți-mi pumnii. Glumesc, nu trebuie să-mi țineți pumnii. Gulagul este specialitatea mea. Aruncăm o piatră la intimidare. Ce ați făcut, mă? Ia uite. Ok. În Gulag trebuie să fii foarte agresiv. Trebuie să intri tare în ei. Tare, tare, tare. Nu îi lași să respire. Ia-te, gata. Acum îl ciuruiesc. Eu am crezut că o să sară. Și am zis, dacă sare, eu îi trag fix în cap pe săritură. N-a sărit. Hai să luăm pe aici prin albia râului. Albia râului care a secat de când a început jocul. Aici veneau copiii să facă baie. Anumiți copii. Să ne orientăm un pic. Bun. Tot nu mi-e clar unde sunt, dar important este să stăm după această pupelă. Enemy personal radar in the air. Încerc să sar peste ceva aici. Hai. Eu am făcut și parkour acum ceva timp. Îmi vine natural să sar pe aici. O ușă care nu se deschide. Altă ușă care nu se deschide. Asfalt crăpat. Și nu doar la noi sunt probleme. Se fură și leai, domnule. Burlan. Se aud pușcături. Parcur. Ia uite-l. Opa. Dușmanul. Hai să-l vânăm. Intrăm prin alunecare. Cineva trage în mine. Intrăm în casă. Opa. Sunt un pic agitat. Da. Am tras la cap. A, el a tras prin ușă, mă. Mi s-a părut că e ușă de termopan, dar era din pal. Și mare atenție la ușă. O rezolvăm acum în Gulag. Acest revolver, favoritul meu. Unde ești? Unde ești, iepuraș? Nu cred că a fost cazul să mai comentez ceva acolo. Ne întoarcem în luptă. Asta e o tuse sănătoasă. O aterizare lină pe acest acoperiș. Au și parabolic, au tot ce trebuie. Panouri solare. Nice. Dar problema e că nu sunt puști. Uite așa, așa-i bat dacă vin. Ce se aude? Ce se aude? Să fie oare un nob? Am zis foarte mult snob în jocul ăsta. A, pare a fi un nob. Da, e nob. După cum calca. Am pus cătarea. Hai, nobule! Da, nu era nob. Și a tras în plex. Nu era nob. Nivelul de threat este la 1 din 3, deci nu e pericol.
dar e bine de știut că cineva e după mine. Ageo. Am luat Ageo. Hai să vă arăt un pic cu Ageo cum se face. Stai că am găsit altă pușcă. Nu. Nu, rămânem pe Ageo. Hai băieți. Am o singură rachetă. N-aș vrea să fiu în locul ăluia cu care mă întâlnesc. Cred că e acolo sus. Am văzut un punct roșu. Sigur e pe aici pe undeva. Ia uite. Ia uite-l. Săracul nu știe ce l-așteaptă. Aici a omorât el pe cineva. Și acum o să vedeți o lansare de Ageo. Ca la carte. Boom. Da, cred că avea el ceva. Că am tras în plin. Măcar l-am speriat. Tensiune maximă. Nu o să deschid ușa că el e dincolo de ușă, l-aștept pe el să vină. Aștept să trag prin ușă, dar... Uite, uite! Hai mă! A tras prin balustradă. Ceea ce nu înțeleg, eu eram fix după bara aia groasă. Că la balustrăzi e o bară mai groasă. Și eram fix după aia. Da, sunt lucruri pe care nu le poți explica în jocul ăsta. Încă mai au de lucru la el, e în dezvoltare. Suciu Yo-Yo este dușmanul acum. Am făcut și rank up. Am deblocat M13 și reflex operator. Într-un singur gulag. Mai spuneți-mi mie cineva care poate să facă asta într-un singur gulag. Ok, spargem geamul. Intrăm pe geam. Patul era făcut. Apreciez asta. O casă de săraci. Nu prea o mobilă. Pușcă. Scut în baie. Stăm un pic jos în baie. Punem scutul, ne orientăm. Suntem la mama dracului. Confort person. Pași. Mi s-a părut mie sau pași? Avem multe vehicule în jur. Cred că se duce o luptă aici, în pădure. Ne-a adăpostit după bolovani. Găfăim. Opa, copac. O luăm pe aici prin spărtura din gard. Vine gazul, vine gazul, vine gazul, vine gazul, vine gazul. Vine, vine, vine gazul, vine gazul, vine gazul, vine gazul, vine gazul. Ce gard prost. Ok, a fost cineva aici. Avem multe avioane rupte. Ce pușcă. Pușcă turcoaz. Foarte tare.
Și cu dita mai luneta. Mama, luneta alb-negru. Ia stai așa. Fii atent. Luneta alb-negru, n-are nicio șansă. Hai să vezi. Headshot. Și totuși am dat headshot. Cred că avea cască triplă. Dai foarte tare pușca. E un pic de cocalar dacă stau să mă uit mai bine. N-aș vrea să pierd pușca asta. Vine și gazul. Nu, no, dar sunt protejat. Din păcate trebuie să fug de aici ca să îmi păstrez pușca. Cineva sparge geamurile înaintea mea. Ia uite acolo, ia uite acolo luptă. Stați să vă arăt eu acum. Headshot. Prin alunecare, lângă marfare. Bolovan. Uite-l, l-am văzut. Merge la loc cu el. Și frunze. E toamnă aici. Au. Au, 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 au. Au. Vine și gazul. Și trage și ăla. Cred că aici ar trebui să fiu safe. La pompă. Doar n-are cum să explodeze la pompă. N-am de ales decât să fug. Prin boscheți. Mie să nu fie șerpi pe aici. Eu am fobie de șerpi. Cine pune butoaie așa în mijlocul drumului? Mesteceni, foarte bun mesteci. Seva de mesteacă e bună pentru diverse boli. Dacă aveți mesteceni în curte, în livadă puteți să sugeți seavă de mesteacăn. Au și la obor de vânzare. Foarte bună. Încă puțin și ieșim din gaz. Și vine un inamic cu mașina. Da, o să-l cruț. Ok. Suntem în afara gazului. Cineva trage de sus, de pe stânci. Un alt lunetist. Mă duc să-l salut. Noi lunetiștii suntem ca motocicliștii. Când vezi un lunetist, te duci să-l saluți. Ia să vedem. Ce face prietenul nostru lunetist? Și vine și gazul. Asta mai lipsea. Salut! Ce s-a întâmplat? A omorât gazul? Da, cred că m-a omorât gazul.